Din 160 de medici de familie, câți activează în județul Botoșani, doar 23 s-au implicat efectiv în campaniile de vaccinare inițiate de către Direcția de Sănătate Publică. Cu toate acestea, autoritățile sanitare spun că și în aceste condiții, prin efortul celor implicați, s-a ajuns la peste 1000 de persoane imunizate în mediul rural. Știți foarte bine că la începutul campaniei de vaccinare prin medici de familie, 43 de persoane au spus că sunt de acord, medici de familie care au fost de acord cu acest mod de a vaccina în cabinetul dumnealor. Deocamdată 22 au început să solicite vaccin și deja au început vaccinarea. Avem peste 1000 de persoane vaccinate prin cabinetele medicilor de familie cu vaccinul Johnson. Avem solicitări în continuare de vaccin și noi venim, DSP-ul vine în sprijinul medicilor de familie prin aceste echipe mobile și vom aduce chiar și vaccinul Pfizer dacă sunt solicitări în diferite comunități. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că pentru imunizarea populației este esențială colaborarea medicilor de familie. Deocamdată s-au evidențiat cei de la Răchiți, Albești și Tudora. Avem un număr de 23 de medici de familie care au încheiat contract cu Casa Județeană de Sigurări de Sănătate. Dintre aceștia avem și care au și demarat, să spunem, campania de vaccinare. Țin să mulțumesc domnului doctor Fifi Aghir din Răchiți, care a vaccinat 230 de persoane, Ionela Calfa din Albești cu 166, ca să spun numai persoanele, medicii, să spunem, care au avut o activitate consistentă în acest domeniu, Gheorghe Constantin și Galina Luca din Tudor, acum un total de 170 de persoane vaccinate. În continuare, am afirmat și solicit sprijinul medicilor de familie. Campaniile de vaccinare continuă și în municipiul Botoșani, cu un nou maraton la sfârșitul acestei săptămâni în fața Muzeului Județean de Istorie.